doamnelor și domnilor, sunt informațiile momentului. Este vorba despre o amenințare cu bomba în avion. Vă reamintesc că SRU-ul intervine în aceste momente și avionul practic forțează aterizarea. Victor Vreme, colegul meu, este acolo la aeroportul Enrico Andă și vine cu mai multe informații. Te ascultăm, Victor. Da, vorbim despre o amenințare cu bomba în aceste momente la bordul unei aeronave care are 179 de pasageri plus membrii echipajului. Vorbim despre un zbor care era programat de la Yerevan și trebuia să meargă până în Chișinău, însă azi dimineață, în jurul orei 10 dimineața, a cerut o aterizare pe aeroportul din Otopeni din alte motive, nu cele de siguranță. Au ajuns pasagerii pe Otopeni, s-a tot amânat cu plecarea până în momentul în care acum câteva minute s-a primit această amenințare cu bomba de la bordul aeronavei și, bineînțeles, s-a făcut un dispozitiv de securitate. Serviciul Român de Informații intervine acum, cei de la Antitero totodată, pentru a face verificările de rigoare, pentru că trebuie să verifice foarte, foarte atent fiecare colț al acestui avion pentru a vedea dacă această amenințare cu bomba se confirmă sau nu. Vă repet informația, faptul că în continuare cei 179 de pasageri nu au putut, iată, să plece în drumul lor spre Chișinău pentru că a intervenit acest incident, iar la momentul la care discutăm, avionul este practic înconjurat de către serviciile care se ocupă de acest incident și trebuie să urmărim situația pentru a se verifica dacă se va confirma amenințarea sau nu.